Am ascultat cuvântul Domnului din Evanghelia sa, cuvânt al Domnului rânduit a se rosti în această sâmbătă în toate bisericile unde se săvârșește Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și precum toate cuvintele Domnului Hristos sunt povățuitoare bune și izvor de putere pentru noi creștinii, și cuvântul rostit de Domnul astăzi are chip de putere multă pentru a ne arăta calea pe care se cuvine a merge în această lume spre împărăția cerurilor. Și a spus Domnul în Evanghelia de astăzi: dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Dacă Domnul Hristos ar fi rostit doar aceste cuvinte, ar fi fost suficiente pentru ca omul să aibă izvor de înțelepciune și putere de atitudine dreaptă în toate cele pe care le gândește, le grăiește și le îndeplinește. Pentru că viața noastră este alcătuită din cele dumnezeiești și din cele omenești. Precum Dumnezeu adevărat și om adevărat este Domnul Hristos, în care credem și de la care purtăm numele de creștin. Aceasta însemnând că omul aparține deopotrivă celor de sus și celor de jos. Că omul adevărat, creștinul adevărat, viețuiește în ritmul cerului, dar și în ritmul pământului, încercând, după cuvântul Sfântului Isaac Sirul, să potrivească cele de jos cu cele de sus, cele omenești și pământene, să le așeze într-o armonie cu cele dumnezeiești și cerești. Echilibrul acesta între viața omului dusă în conformitate cu cele de sus, dar și atașate celor de jos, această direcția, acest echilibru clar este arătat de Domnul Hristos când rostește cuvintele: dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Cele care sunt ale lui Dumnezeu se cuvine a fi lui. Adică viața omului să se orienteze și să fie plină de prezența cerului. Cele ale lui Dumnezeu, la care suntem chemați, înseamnă că avem o viață și lăuntrică dincolo de cea exterioară. Că există omul cel din lăuntru, precum există și omul cel din afară. Iar cele ale cezarului arată împlinirea de către noi a celor care sunt necesare în viața noastră. Cele legate de familie, cele legate de locul de muncă, cele legate de câștigarea pâinii,
fără de care nu putem viețui biologic, toate acestea și multe altele în același duh asemănătoare definesc cele ale Cezarului. Păstrarea echilibrului între cele oferite Cezarului și cele oferite lui Dumnezeu nu este ușoară. Apar cel mai adesea dezechilibre și acestea în favoarea Cezarului și în defavoarea lui Dumnezeu. Uneori și pretinse dezechilibre în favoarea lui Dumnezeu și în defavoarea Cezarului. Cum se arată cele în defavoarea Cezarului? Atunci când spunem că putem trăi și fără a munci. Cine nu muncește să nu mănânce, zice Sfântul Apostol Pavel. Căci Dumnezeu îți dă, dar în traistă te lasă pe tine să introduci ceea ce îți dă Dumnezeu, cerând și din partea ta, dincolo de marele ajutor care vine de la Dumnezeu, stăruință, înțelepciune, pricepere. Uneori sunt și cele în defavoarea lui Dumnezeu, zicând, oricum Dumnezeu e bun și mă iartă. Fac cele pe care le socot de cuvință sau am credința mea. Nu merg la biserică, nu merg la liturghie, nu mă împărtășesc, nu mă spovedesc, căci eu am legătura mea directă cu Dumnezeu, dacă o am și pe aceasta. Și de fapt nu o am, pentru că legătura cu Dumnezeu devine directă prin intermediul bisericii sale. De aceea se cuvine să căutăm în înțelepciunea Scripturii și în înțelepciunea vieții celei de fiecare zi echilibrul între cele ale lui Dumnezeu și cele ale Cezarului, încercând să nu le punem în contradicție pe unele cu altele. Și avem cuvântul Domnului din Evanghelie care ne ghidează, ne călăuzește zicând, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Adică dați cele care se cuvin lui Dumnezeu, lui Dumnezeu și cele ale Cezarului, adică ale vieții pământene, vin de la sine. Un alt cuvânt de data aceasta rostit de prorocul David, care spune, nu în sabia mea și nu în calul meu voi nădăjdui, ci nădejdea mea este în Dumnezeu. Și o spune împăratul David, care era un foarte bun oștean, conducător de oști, călăreț și mânuitor de armă. Și el spune că pe toate le mânuiește bine, și sabia și calul la război, dar nădejdea lui nu este în sabie și în cal, adică în instrumentele acestei lumi, ci nădejdea lui este în Dumnezeu. Din viața noastră obișnuită, în viața noastră obișnuită găsim de asemenea lucruri care ne arată care să fie drumul nostru. Echilibrând cele ale cerului cu cele ale pământului. În momentul în care suntem bolnavi,
Unii dintre noi alergăm doar la Dumnezeu, spunând că Dumnezeu este atotputernic și nu mergem și la medic. Sau alții își pun toată nădejdea în priceperea medicului și nu aleargă la Dumnezeu. Este un exemplu de dezechilibru între cele ale Cezarului și cele ale lui Dumnezeu. Când vine suferința asupra ta, aleargă gravnic la Dumnezeu și aleargă gravnic să-ți găsești un medic bun. Și priceperea medicului cu gândul la Dumnezeu împreună se găsește calea pentru redobândirea sănătății, dacă redobândirea sănătății este spre binele nostru și spre voia lui Dumnezeu, care întotdeauna este îndreptată spre binele nostru. Neștiut, neconștientizat, poate, întru totul de către noi. De aceea, iubiți credincioși, îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască înțelepciunea sa, să înțelegem cum se cuvine să se desfășoare viața noastră. Cu muncă, cu grijă față de cele ale casei, cu preocuparea pentru familia și copiii noștri. În același timp, nelipsind rugăciunea de dimineață și de seară, nelipsind citirea din Sfintele Scripturii, nelipsind mergerea noastră la biserică, duminică și sărbătoarea, toate acestea arată o viață împlinită, care înțelege cum a arătat, cum a așezat Dumnezeu să fie viața omului, o viață atașată preocupărilor acestei lumi, care au în centru lor însă preocuparea pentru cele ale sufletului, ale mântuirii și ale veșniciei. Rugându-L pe Dumnezeu să se împlinească în viața noastră acest echilibru, de fapt ascultăm nu doar cu urechea, ci cu inima, cu mintea și cu fapta, cuvântul Domnului din Evanghelia de astăzi: dați Cezarului cele ce sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu cele care sunt ale lui Dumnezeu. Amin.